Practic, jumătate din carosabilul străzii scurte este acoperit cu pământ. Participanții la trafic și mai ales ambulanțele care pleacă la intervenții rămân blocați preț de minute bune, deoarece nu au pe unde trece. Aspectul a fost semnalat și de șeful Direcției de Sănătate Publică, Suceava. Se lucrează aici, este un șanț în care constructorii, nu mă sfie să spun, în inconștiența lor au aruncat pământul pe stradă. Au îngustrat strada, ori noi avem aici o unitate strategică, ambulanță. Nu poate să treacă. Ieri, nu știu, astăzi, mai înainte am auzit o ambulanță, n-am avut timp să mă uit pe fereastră, dar ieri erau două ambulanțe blocate aici. Erau niște mașini veniseră, deci șoferi inconștienți, s-au vărât pe sensul, conform oricărei reguli de circulație, n-aveau ce să caute acolo, pentru că trebuia să-i lase pe ceilalți să treacă. Erau două mașini care acum se chinuiau să urce cu roțile pe grămada de pământ, iar ambulanțele stăteau blocate, nu puteau să treacă. Undeva așteptau doi suferinți, în mod sigur, să vină ambulanța. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât în această perioadă serviciul de ambulanță se confruntă cu multe solicitări. Ba mai mult am văzut că au mai trântit și eu, ca orice gospodar, în ușa vecinului, au trântit o grămadă de nisip și au îngustat și din partea cealaltă drumul. Trebuie să faci o mică voltă acolo pentru a putea trece. Totodată, șeful DSP face un apel către conducătorii autosuceveni să încerce să evite strada astfel încât ambulanțele să nu mai fie blocate. Contactat telefonic, viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Sărădenciuc, a declarat că lucrarea este a celor de la Termica, intervenția fiind la o conductă degradată, însă se va interesa de situația din teren în vederea găsirii unei soluții.